Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, la mulți ani celor care purtați numele Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril, făcând astfel parte din ceata aceasta a voievozilor cerești. Praznicul de astăzi, al sărbătoririi lor, ne aduce aminte de cele trei propoziții importante pe care ei ne le transmit prin tradiție fiecare dintre noi. Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. Sunt mesajele fulger ale arhanghelilor atunci când Lucifer încerca să negocieze poziționarea lui în împărăția lui Dumnezeu. E ziua în care e bine să ne aducem aminte de Îngerul nostru păzitor, să ne aducem aminte de tot ceea ce înseamnă, ceea ce nu vedem, dar ne ajută pentru a putea trăi înspre lumea cea nevăzută. Sfântul Grigorie de Nisa avea acest gând de a ne spune că viața creștinului este legată întotdeauna de ceea ce nu vede, încărcându-se de fiecare dată cu binecuvântarea lucrurilor pe care le vede. Deschideți bine ochii în jur și veți vedea că mare parte din viețile noastre și mult din ceea ce înseamnă viața noastră de zi cu zi o datorăm și puterii de grijă a îngerilor, arhanghelilor, îngeri văzuți și nevăzuți, că tot vorbim întotdeauna spre încurajarea medicilor. Poate că astăzi, mai mult decât oricând, e nevoie să ne rugăm pentru medici, pentru asistente, pentru cei din spitale, arhanghelii noștri văzuți, așezați acolo pentru a putea să ne protejeze, să nu vedem prea repede împărăția lui Dumnezeu ce vine, ci să ne bucurăm de aceasta în care trăim și ne așezăm ca oameni. E momentul să spunem așadar unii altora, să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte. E loc pentru toți în închinarea înaintea lui Dumnezeu. Putem de fiecare dată să facem împreună cu ceilalți un corp comun, o ceată comună de oameni care se apropie de îngeri cu bucuria îngerească a prăznuirii Sfinților Arhanghel. O fetiță astăzi a fost înviată în Capernaum de Hristos, tot mai e nădejde. Mâine este nouă zi, o zi cu îngeri și nădejde.